Dar o să vă ascundeți, noi știm totul despre voi. Trebuie să dai o declarație amănunțită despre tot ce ai făcut în ultimii ani, de când ai venit de la închisoare. Vreau nume, locuri și fapte. Nu ne amintesc tot ce am făcut. Nu? Dă-i mă un vocal să-și aducă minte. După ce s-a terminat cercetările, am fost citați la Tribunalul Militar din Cluj, dar când ne-a scos din mașina care era descoperită în fața tribunalului și pe scările spre camera de judecată, era o mulțime de frați pe care, bineînțeles, îi cunoșteam. Și cu lacrimi în ochi ne-am privit, strigau gardienii să nu zicem nimic, să nu ne privim, nu ne puteam interzice privirile. Și asta a fost foarte mult pentru noi. În sala de judecată n-a dat voie decât la câte un membru de fiecare familie. Din partea fratelui Traian a fost singură nena care a venit cu soția mea și cu sora mea. Primul care a fost audiat a fost fratele Traian Doru. Acțiune! Este interzis să spuneți un cuvânt sau să faceți vreun gest familiilor voastre care vor fi în sala procesului. Altfel veți suferi atât voi cât și familia. Cum și cu frate Traian, așa, toate aceste lucruri se petrec cu voia lui Dumnezeu. Și când au zis așa, gata, destul, nu mi-a dat să vorbească. Dosarul noi avem, fiecare dosarul nostru, dar m-a întrebat și președintele tribunalului, era un major, așa era de nervos, știți cum, nu știu cum să spun cât de nervos era el, președintele ceala. Noi toți așa de liniștiți și el a speruie, știi de frate. Și eu n-am răspuns nimic. Am trecut morcul. Uite, așa m-am uitat în ochii lui și în fața lui și n-am spus nimic. Tovarășul procuror are cuvântul. Astăzi, 18 noiembrie 1959, Tribunalul Militar Cluj, în numele legii, hotărăște, condamnă pe acuzatul Doru Traian pentru săvârșirea infracțiunii de uneltire contra ordinii sociale, manifestată prin întruniri religioase interzise în cadrul organizației ortodoxe Oastea Domnului. Acuzatul Doru Traian, cel mai fanatic dintre proeminenții Oastei Domnului, este autorul multor poezii și scrieri religioase, ce servesc ca material de propagandă acestei mișcări interzise. În temeiul articolului 209, aliniat 2, litera A din Codul Penal, acuzatul Doru Traian este condamnat la maximum de pedeapsă. Mai mari poporului nostru ne-au socotit dușmani ai patriei noastre pe noi, care ne lăsasem pe fronturile țării cei mai frumoși ani din viață, sănătatea ori sânge, ori frații, ori părinții noștri. Sus credința însă, frații mei de pâine. Pieptul încă-i tânăr, chiar dacă-i slăbit. A fost și mai rău ieri, mai bine o fi mâine. Nu-i nimic pe lume fără de sfârșit. Mai vine o zi când orice greu și orice lacrimi vor fi uitate. Minunile lui Dumnezeu vin însă atât de neașteptate.